Bună seara, stimați telespectatori! Apune soarele peste ziua zămislirii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, asuit de cuvioase Xantipa și Polixenia, nume care revin, poate astăzi nu mai spun mare lucru, dar care pentru biserică reprezintă, cum să spunem, într-un fel sau altul, punctul de sudură al aducerii aminte de propria ei demnitate. Cuvântul din seara aceasta pornește din Evanghelia de la Marcu, capitolul 6, versetele 50-51. Dar îndată el a vorbit cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și s-a suit la ei în corabie și s-a potolit vântul și erau peste măsură de uimiți în sinea lor. De altfel, povestea aceasta este legată, dacă vă aduceți aminte, de furtuna care începe pe Marea Tiberiadei după ce Hristos Domnul înmulțește pâinea, vindecă bolnavi. Cu alte cuvinte, Hristos ne dovedește că e Dumnezeu. Marea e tulburată. După Evanghelie, pe Evanghelia de la Matei, se spune că Domnul a călcat apele să ajungă acolo după ce se retrăsese în siguranță și în liniște, într-o stare de schit, dacă vreți, că schitul de aici, aceasta arată o stare de liniște. Dar de fiecare dată Hristos vine către ucenici, nu-i lasă singuri, nu-i lasă să fie potopiți de frică și de răutate, ci încearcă de fiecare dată să-i încurajeze și să le spună. Și mi se pare a fi motoul creștinismului: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cuvântul de învățătură de astăzi îl întărim cu un cuvânt minunat dintr-un bătrân al patericului. El spune așa: dacă vei zice cuiva iartă-mă smerindu-te pe tine însuți, îi arzi pe dragi. Dacă vreți să fiți cu adevărat, cum să spun eu, brichete pentru Hristos și să-i ardeți pe dragi, spuneți mai des iartă-mă decât o înjurătură sau câte o ceartă din asta rapidă în care nu câștigă nimeni. Sau, din Ava Zenon, cel care vrea ca Dumnezeu să audă de grabă rugăciunea lui, când se ridică și își întinde mâinile sale spre Dumnezeu, înainte de orice și înainte de însuși sufletul său, să se roage din suflet pentru vrăjmașii lui. Și pentru astfel de izbândă, orice va ruga pe Dumnezeu, acesta îl va asculta. Să te rogi pentru vrăjmaș, să te smerești, sau dacă vrei, să îndrăznești, știind că Dumnezeu biruie în locul tău furtunile. Taină mare, până la urmă, Evanghelia aceasta a Mântuitorului Hristos ne arată odată în plus că El este Dumnezeu și, cum ne întrebăm atât de des, mai cu seamă în cântările din preajma învierii: cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. E taina aceasta care ne apropie de fiecare dată de întâlnirea cu Ioan Prorocul și Botezătorul și înainte mergătorul la care zămislirea astăzi prăznim, aducându-ne aminte ceea ce spuneam și în emisiunile trecute, că uneori este nevoie să-ți pierzi capul pentru Hristos ca să-ți câștigi veșnicia. Mâine este o nouă zi.